La ora actuală, facultatea poartă denumirea de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Este drept că este o facultate veche, fiindcă a fost înființată încă din anul 1991. Cei care studiază la noi și cei care vor fi studenții noștri pe care îi așteptăm la înscriere, vor putea să opteze pentru mai multe specializări. Specializări este termenul consacrat. Actualmente se folosește termenul program de studii, dar nu vă speriați că este același lucru. Deci, prin program de studii trebuie să înțelegem specializare. Programele de studii pe care le oferă Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării sunt următoarele. Un prim program este jurnalism. Al doilea program este comunicare și relații publice. Aceste programe sunt pentru studiile de licență, dar absolvenții studiilor de licență își pot completa cunoștințele, își pot completa studiile urmând cursurile de masterat. Este vorba de masteratul Mass Media și Comunicarea. Ce trebuie să subliniez este faptul că noi organizăm atât învățământ cu frecvență, adică zi, cum se numea înainte, cât și învățământ cu frecvență redusă, IFR-ul. Pe semestru trebuie să ai 30 de credite, dar după un an de zile trebuie să ai 60. La sfârșitul fiecărui semestru ai 30 de credite. Deci, având două semestre, înseamnă 60 de credite. La sfârșitul ciclului de licență, un student trebuie să acumuleze 180 de credite. Masterul știți că durează 2 ani, deci avem 4 semestre, vom avea 120 de credite, la fel 30 de credite pe semestru. Pentru jurnalism avem atât învățământ cu frecvență, cât și învățământ fără frecvență. Pentru comunicare și relații publice, pentru această specializare, avem doar învățământ cu frecvență, adică învățământ de zi. Pentru masterat avem numai învățământ cu frecvență, adică de zi. Ca pregătire, competențe, ca diplomă, nu există absolut nicio diferență. Studenții de la zi și studenții de la învățământul cu frecvență redusă au același plan de învățământ. Adică, dacă în planul de învățământ al studenților cu frecvență există teoria comunicării, dau exemplu, o disciplină, aceeași disciplină se va găsi și în planul de învățământ pentru studenții cu frecvență redusă. Diferența, sau mai bine spus, diferențele sunt de altă natură. Pe de o parte, programul. Am încercat prin învățământul cu frecvență redusă să răspundem nevoilor pe care le au cei care și lucrează și vor să-și continue studiile. Astfel, programul celor de la învățământ cu frecvență este organizat conform procedurii ARACIS, începând de vineri după amiază, sâmbătă și duminică, în funcție de programul lor și, bineînțeles, în funcție de posibilitatea de a ajunge la întâlnirile cu profesorul. Cei de la frecvență redusă în planul de învățământ au trecute seminariile, lucrările practice. Acestea se finalizează ca și cele de la învățământul cu frecvență cu aceeași formă de verificare, respectiv examen, colocviu, dar ei nu vor face curs. Cursurile sunt asociate cu studiu individual. Ei vor avea întâlniri sub formă de seminarii și lucrări practice, proiecte. Atât studenții care urmează cursurile la învățământul cu frecvență, cât și studenții care urmează cursurile la învățământ cu frecvență redusă, au manuale. La fiecare disciplină, titularul de curs a scris manual. La toate disciplinele există acea platformă Blackboard care se încarcă și se actualizează permanent de titularul de curs. Acea platformă reprezintă o legătură permanentă cu cadrul didactic. Sunt afișate anunțuri, este afișat orarul, sunt afișate teme pe care studentul să le realizeze acasă. Există acele fișe alumni în care ei ne dau informații legate de inserarea lor pe piața muncii, legate de modul în care își dezvoltă
cariera profesională, mai exact dacă urmează un masterat, unde îl urmează, în ce domeniu urmează, dacă sunt angajați, unde sunt angajați. Știți că sunt foarte mulți absolvenți de-ai noștri care lucrează în presă, dar nu numai în presa scrisă. Când spun presă, nu mă refer doar la ziare și reviste. Când spun presă, mă refer și la televiziune, mă refer și la radio. Universitatea Spirul Haret le oferă studenților ceea ce nu cred că le oferă nicio altă universitate. În primul rând, avem o televiziune proprie la care studenții pot face practică. În al doilea rând, există un post de radio propriu la care, la fel, studenții pot face practică. Există o editură, există o tipografie. Deci studenții nu învață numai teorie. Studenții sunt antrenați în munca efectivă. Ce înseamnă televiziune, ce înseamnă platou de filmare, ce înseamnă radio, cum se organizează o emisiune radio, cum se realizează, la fel și în cazul unui ziar sau în cazul unei reviste. Nu este vorba de un singur atu, este vorba de mai multe. În primul rând, profesionalism. Absolventul Spirul Haret, absolventul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării este un profesionist, fiindcă se poate descurca pe orice plajă media, și scris, și audio, și vizual. Deci, competențele dobândite. Acesta ar fi un atu. Un alt atu, baza materială. Un alt atu, posibilitatea de a face practică, nu numai în instituția aceasta, nu numai în televiziunea, în radioul nostru, ci și la alte instituții. Anual noi încheiem contracte, convenții de practică cu alte instituții media. Televiziuni, radiouri, presă scrisă. Mai mult, un alt avantaj este reprezentat de programele Erasmus. Știți foarte bine că în întreaga universitate se derulează aceste programe, schimburi de studenți. Un alt atu este cel legat de taxă. Vorbeam de atuuri. Faptul că studenții pot plăti, sau viitorii studenți pot plăti, pot plăti taxa în 4 rate. Obiectivele pe care însăși facultatea le are stabilite, unul dintre aceste obiective este acela de a adapta permanent programa de învățământ, este vorba de planul de învățământ, la cerințele actuale de pe piața muncii, pe de o parte, dar se actualizează ținând cont și de disciplinele care se fac la universități similare din Europa și nu numai din Europa. Revista care apare sub egida facultății noastre este introdusă în 3 baze de date internaționale. Se organizează permanent cercuri științifice. Studenții sunt învățați să scrie un articol științific. Pot participa cu articole scrise de ei înșiși la aceste colocvii, la aceste sesiuni științifice. Pot, bineînțeles, să meargă în străinătate la aceste sesiuni, fiindcă noi organizăm atât în țară cât și în străinătate.